În plin cod portocaliu, șoferii mijloacelor de transport în comun intrajudețean se aflau la datorie. Chiar dacă multe dintre microbuze nu aveau nici măcar un călător, șoferii spun că sunt obligați din cauza programului să plece pe traseu. Se circulă foarte greu, dar se circulă. Deci în unele zone se face treabă, în unele zone mai puțin. Deci nu se circulă la Chiriacu, la Bolintin. Și cam atât, restul să circulă. Chiar dacă sunt condițiile foarte grele, noi încercăm să ne facem treaba, să aducem lumea la servici, să-și ia medicamente, să-și ia ce are oamenii nevoie, cu pâinea, cum știți voastră, cum sunt cum e condițiile astea vitrege. Noi circulăm după programul normal, chiar dacă mergem cu o singură persoană până la Prundu, vă dau exemplu, sau până la Frătești, noi circulăm normal pentru că vrem să ne facem treaba corespunzător cum este... normal, legal, cum este legal. Călătorii spun că sunt mulțumiți de faptul că pe drumurile județene totul se circulă și că față de anii trecuți, autoritățile chiar s-au implicat, oferindu-le totodată siguranța că nu vor rămâne zăpeziți. Să mergem bine deocamdată spre noi acolo la Prundu. S-a circulat și sâmbătă când a fost bine, nu știu dacă mai circulat aia de 3, că era viscul, l-ați văzut, și duminica aia de 3, deci tot a venit acolo în sat. Să circul, sunt băieți serios, chiar serios. Dumneavoastră faceți naveta? Nu fac naveta, eu am venit la copii și... Sunteți mulțumită de cum merge până acum, de cum s-a dezăpezit absolut tot? Da. Chiar am vorbit acolo și a zis că deja au băgat mașini pe șosea de la dezăpezire și înseamnă că se circulă ca lumea. Unde mergeți? La hotare. Ați mai mers până acum, da. Astăzi? Da, am venit de dimineață. Și cum se circulă? Cam greu. Am mers. Sunteți mulțumit de cum se circulă în județ? Foarte bine. Indiferent de condițiile meteorologice, oamenii care fac naveta zilnic în județ spun că fără aceste curse nu s-ar descurca, deoarece riscă să rămână fără un loc de muncă în cazul în care lipsesc 2 sau 3 zile de la serviciu.